Astăzi, 17 noiembrie, în cadrul Târgului Internațional de Carte Gaudeamus, am lansat împreună cu prietenii de la Cluj, cu domnul Vasile George Dâncu și împreună cu domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan, cea de-a treia mea carte, De la persoană la personalitate. Suntem la Târgu Gaudeamus, editura Școala Ardeleană. Aici și acum avem o întâlnire cu domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan. Pe lângă cărțile domniei sale de autor, Inteligența materiei, În căutarea sensului pierdut, Mintea de dincolo, Sensul rațiunii și alte lucruri extraordinare pe care le-a publicat și de specialitate, de această dată domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan este coordonator unei serii, Noua spiritualitate. O serie pe care am început-o noi, o colecție, am început-o cu autori români, Mircea Opriță, Clubul Nemuritorilor, Orizonturi în expansiune, Nedumeririle bunului lui simț, Teofil Lung, Sorin Negruț, De la persoană la personalitate și, nu în ultimul rând, Denion Brinkley și Catherine Brinkley, Tainele Luminii, Noi Revelații din lumea de dincolo. Toate aceste cărți sunt cărți coordonate de domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan, sunt cărți pe care le prefațează domnul Dumitru Constantin Dulcan, sunt cărți pe care le girează domnul profesor. Acum va vorbi domnul profesor despre această colecție, în general și în mod special despre autorul prezent aici, din cadrul acestei colecții, domnul Sorin Negruți. Ultima carte a cea colegului Sorin Negruți, De la persoană la personalitate, eu i-am făcut introducerea și trebuie să spun despre autor că am și scris acolo, în ciuda faptului că a început să scrie la o vârstă foarte tânără, la 35 de ani, cărțile dumnealui are un conținut extrem de matur, privește cu altă maturitate întreaga personalitate umană, toate... Au zis mai mult, le-a terminat la 35, probabil că n-a început la vârsta de 2 ani, dar ceva mai mult avea. Da, deci pe la 20, ce bine. Da. Sigur că da, am fost întrebat, există și oameni precoci, o precocitate la nivelul creației este de bun augur, ne-am dorit să avem cât mai mulți oameni de acest gen. Este un om, dincolo de asta, extrem de studios, foarte serios și ambițios. Vreau să vă spun că între inteligență și voință, cine credeți dumneavoastră că învinge? Întotdeauna voința. A avea inteligență cu care poți să faci ceva, dar n-ai voința să pui în acțiune, este inutil. Este ca acea situație a intelectualului care știe foarte multe lucruri, dar n-are voința să se implice. Aș avea o cultură foarte frumoasă, dar a nu aplica nimic în existența ta, dar în planul pragmatic, a nu aduce nimic din cultura ta, este inutilă cultura. În consecință, când ai ambele calități, iată, sunt ferm convins că vom avea, dumneavoastră, mai ales cei care sunteți mai tineri, veți mai auzi de domnia sa. Mulțumim domnului profesor Dumitru Constantin Dulcan. Vă mulțumim dumneavoastră că stați în picioare, dar în acest viespar îi mulțumesc domnului profesor că a venit la târg, dar atât domnia sa cât și noi cei de la editură doream să vestim această colecție, Noua spiritualitate. Vom face alte lansări în alte spații generoase unde vom dezbate, avea timp să dezbatem, să punem întrebări, să decantăm toate lucrurile. Despre Sorin Negruți va vorbi, așa cum am spus, și domnul Vladimir Alexandrescu, care, la fel ca domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan, are un cuvânt introductiv remarcabil. Vă rog! Bună seara, doamnelor și domnilor! Este plăcut ca, după lansarea de la Cluj din primăvară, iată să pot vorbi încă o dată despre remarcabila lucrare pe care ne-a pus-o în față Sorin Negruți. Vorbesc în dublă calitate, sau triplă chiar. Sunt coleg cu el la Institutul Național de Statistică, chiar colegi de birou. Suntem prieteni și de data aceasta sunt și prefațator al acestei lucrări. Și șef. Cumva și șef, dar nu asta contează. Important este că Sorin reprezintă, așa cum sugera domnul
Dumitru Constantin Dulcan mai înainte, o simbioză perfectă între inteligență și voință. Este un lucru destul de rar și este oricum o condiție esențială pentru reușita într-un demers important care ține de investigarea ființei umane. Cartea prezintă, de fapt, un fel de ghid de autoconstruire a unei personalități. Un ghid pe care Sorin Negruții l-a aplicat în primul rând, l-a testat, înainte de a-l oferi publicului, pe sine. Dacă îi urmărim cariera și anii care vor veni ne vor lăsa această posibilitate, vom vedea cum de la un tânăr inteligent și ambițios, doritor de cunoaștere, de cunoaștere în toate spațiile, ajunge să devină o personalitate. Începutul este deja făcut astăzi când vorbim aici, dar cu siguranță anii care vor veni vor aduce completări și, așa cum spunea un poet francez cândva, fructele vor depăși promisiunea florilor. Deocamdată sunt florile pe care le produce acest copac frumos, roadele sale care au început să apară, să se pârguiască, sunt într-adevăr cu promisiunea de a fi delicioase. În câteva cuvinte, cartea este, așa cum spuneam, un model de construire a unei personalități, un model în care esențială este simbioza dintre toate aspectele care conlucrează în realizarea întregului uman. Este vorba de un potențial biologic pe care ne-l dau părinții, un potențial educațional pe care îl obținem în viață, în familie, în școală, dar și pe calea studiului personal, și apoi o componentă morală care este esențială. Ea este cea care dă strălucire întregului nostru. Mi-amintesc ce spunea Rabelais odinioară: știință fără conștiință este ruina sufletului. Este ceea ce ne învață și Sorin Negruții în această carte, ca și în alte lucrări ale sale. Fără a fi un psiholog profesionist, a studiat îndelung și temeinic tot ceea ce ține de investigarea minții noastre, a sufletului nostru. Vi-l recomand cu toată căldura și cu toată încrederea că această recomandare va fi răsplătită prin reușitele viitoare ale lui Sorin. N-am să continui prea mult, pe marginea cărții sale s-ar putea vorbi îndelung și aplicat, pentru că situația în care suntem aici obligă la o trecere mai rapidă de la cuvânt la faptă, să spunem, dar închei spunându-vă că eu cred în viitorul lui Sorin Negruții, pentru că sunt convins de prezentul lui Sorin Negruții. Vă mulțumesc! Acum, despre carte, autorul Sorin Negruții. Eu mă bucur de colaborarea cu Sorin Negruții și vreau să anunț public că la începutul anului viitor vom publica o altă carte în această colecție. Avem acordul domnului profesor Dulcan și ne vom întâlni la o lansare frumoasă, tot așa, împreună. Sorin Negruții. Eu nu o să vorbesc despre carte, vreau să vorbesc despre dumneavoastră, urmând ca despre carte să vă faceți dumneavoastră o părere. În primul vreau să vă mulțumesc că ați venit, că ne-ați onorat cu prezența. Știu că spațiul este relativ impropriu. Încă o dată vă mulțumesc pentru lucrul acesta. Vreau să vă spun doar că cartea vizează pe fiecare, este un traiect al devenirii noastre a fiecăruia, de la persoană la personalitate, cu tot ceea ce înseamnă provocări, în funcție de vârstă, de gen, de statut sociomaterial și așa mai departe. Aș putea vorbi ore în șir despre această carte. Eu la întreaga trilogie am lucrat aproape 16 ani. Primul volum a apărut, acum de fapt este ultimul, urmează încă două volume, unul anul care vine. Încă o dată vă mulțumesc, nu o să vă rețin, vreau la final, la autografe, eventual să mai schimbăm câteva cuvinte. Să mulțumesc și editorului,
o editură foarte serioasă, eu nu lucrez decât cu oameni extrem de serioși și vreau să-i mulțumesc și domnului Dulcan. Încă o dată o seară bună și vă mulțumesc! Mulțumim, Sorin Negruții! Aplauze pentru Sorin Negruții! Aplauze pentru profesorul Dumitru Constantin Dulcan! Vă mulțumim, domnule profesor! Cărțile din cadrul colecției Noua Spiritualitate se găsesc aici la vânzare. Cărțile de autor a domnului profesor Dulcan se găsesc aici. Vă mulțumim și vă așteptăm cu alte ocazii la lansările editurii noastre, mai ales legate de temele spirituale atât de ardente în zilele noastre. Vă mulțumesc!